Primarul PSD din comuna Turburea abia mâine merge să depună documentele necesare validării mandatului. Nu am primit, dar și noi mâine le ducem. Mâine le duceți? Da. Ceremonia când va avea loc? Păi să vedem când ni se trimite mandatele. Nu avem nimic sigur. Estimați așa o dată? Nu încă. Să văd și eu mâine când ajung acolo cu ele. Primarul Aur de la Stejar habar nu are când se va face validarea. Momentan nu a fost nicio validare la nimeni în toată România. Eu nu am cunoștință de așa ceva. La noi momentan nu s-a început procesul. Am depus documentele și atât. Sunt depuse documentele la secretarul general al UAT-ului. Deci după 16 începe validarea la judecătorie, când se va face la comune, nu știu. Nu se știe de fapt, nu este un... În schimb, primarul orașului Târgu Cărbunești spune că are termen până pe 21 octombrie pentru validarea mandatului. Eu pe 21 am. Pe 21 e termenul, pe 21 octombrie. Am înțeles. Și ceremonia, știți când va avea loc? Păi nu. Sunt anumite termene. În momentul când e validat, după aceea prefectura are la dispoziție 5 zile, cred, pentru a face convocarea pentru ședința de Consiliu, ca să se valideze nou Consiliu, după ce se validează în timpul validării Consiliului și noi depunem jurământul. Mandatele primarilor trebuie validate de instanță. Procedura de validare a început pe data de 27 septembrie, iar judecătorii au la dispoziție o lună pentru a face acest lucru. Alegerile locale au avut loc în luna iunie. Atunci s-au stabilit primarii, rămași pe funcții sau noi edili, dar și membrii consiliilor locale și ai Consiliului Județean Gorj. Numai că noi aleși ar urma să își preia funcții de abia în luna noiembrie.